Bună seara, dragii mei! Iată-ne din nou împreună la citirea cărții, de fapt la sintetizarea cărții Puterea magică a gândului, scrisă de David Schwartz. Suntem la capitolul Consolidează-ți încrederea și învinge teama. Este un capitol foarte important, din care veți învăța foarte multe lucruri, pentru că și eu am învățat. Autorul spune așa: prietenii au numai intenții bune atunci când îți spun: astea sunt chipuirile tale, nu-ți face griji, nu trebuie să-ți fie teamă de nimic. Însă tu și cu mine știm că acest leac pentru teamă nu funcționează niciodată cu adevărat. Aceste remarci mângâietoare pot să ne aliene teama câteva minute sau poate chiar câteva ore. Însă tratamentul bazat pe ideea astea închipuirile tale nu ajută cu adevărat la construirea unui fundament pentru încredere și nu vindecă teama. În ziua de astăzi, o mare parte din teama pe care o resimt oamenii de natură psihologică. Griji, tensiuni, senzații de jenă, panică, toate provin din imaginația negativă și prost administrată a omului. Însă, simplu fapt de a cunoaște natura fricii nu ne vindecă de ea. Dacă medicul descoperă că ai o infecție într-o anumită zonă a corpului, el nu se oprește acolo, ci îți face un tratament pentru îndepărtarea definitivă a infecției. Vechiul tratament bazat pe încurajarea totul e doar în mintea ta neagă existența reală a temerilor. Însă teama există, teama e reală. Teama constituie inamicul numărul 1 al succesului. Indiferent de natura, intensitatea ei, teama e o formă de infecție psihologică. Infecția mentală se tratează în același mod ca infecția organică. Există tratamente specifice cu eficiență dovedită. Și aceasta se cheamă acțiune. Consemnează în agenda ta chiar acum această regulă a succesului. Acțiunea vindecă teama. Acțiunea vindecă teama chiar acum. Autorul dă multe exemple pe această temă. Nu voi intra în amănunte. Vă invit să aprofundați dacă sunteți interesați. Eu voi sintetiza doar punctele importante referitoare la acest subiect. Atunci când ne confruntăm cu probleme dificile, rămânem împotmoliți în noroi în loc să acționăm. Speranța e un început, dar speranța trebuie dublată de acțiune pentru a duce la victorie. Adoptă principiul acțiunii. Data viitoare, când te confrunți cu o temere mai mare sau mai mică, calmează-te, apoi caută un răspuns la această întrebare. Ce fel de acțiune pot întreprinde pentru a-mi înfrânge teama? Izolează-ți teama, apoi întreprinde acțiunea potrivită. Și iată câteva temeri, exemple de temeri și unele tratamente posibile bazate pe acțiune pe care autorul le pune în cartea sa. Să începem cu tipul de teamă. Jena datorită înfățișării personale. Nu? De câte ori ni se întâmplă să spunem: nu arăt bine, nu merg nicăieri. Schimbă-ți în bine înfățișarea. Mergi la o frizerie sau la un salon de înfrumusețare, lustruiește-ți pantofii, spală-ți hainele.
și calcule. Ai grijă să te îngrijești mai atent în orice situație. Nu e nevoie întotdeauna de haine noi, asta fiind acțiunea ca un tratament. Teama de a pierde un client important. Cum acționezi? Muncește de 2 ori mai mult pentru a oferi servicii mai bune? Corectează orice aspect care i-ar putea determina pe client să-și piardă încrederea în tine. Teama de a pica la un examen, cui nu i s-a întâmplat. Studiază în timpul pe care îl petreci făcându-ți griji. Teama de lucruri care îți scapă cu totul de sub control. Un exemplu, cine n-a avut un asemenea? Cine nu a trecut pe aici? Îndreaptă-ți atenția către alinarea temerilor celorlalți. Roagă-te! Teama de a fi rănit fizic de către lucruri care nu depind de tine, precum o tornadă sau un avion ieșit de sub control. Îndreaptă-ți atenția către ceva cu totul diferit. Mergi în grădină și privește buruienile, joacă-te cu copiii, mergi la un film. Deci, un alt tip de teamă, teama față de ce ar putea gândi sau ar spune oamenii despre tine. E frecventă, nu? Asigură-te că ceea ce plănuiești, ce faci, e corect. Apoi fă tot ce ți-ai propus. Nimeni nu făptuiește lucruri de valoare fără să fie criticat pentru realizările sale. Teama de a face o investiție sau de a cumpăra o casă. Ca tratament, nu? Ca acțiune. Analizează-ți toți factorii problemei, apoi asigură-te că ești hotărât. Ia o decizie și nu te abate de la ea. Ai încredere în propria ta judecată. Teama de oameni. Raportează-te adecvat la ceilalți. Nu uita că ceilalți sunt și ei tot oameni la fel ca tine. Folosește una dintre procedurile de mai jos. Izolează-ți teama, identifică-o, determină cu exactitate lucru de care ți este teamă. Apoi acționează. Fiecare temere poate fi alungată printr-o acțiune specifică. Și nu uita că ezitarea nu face decât să amplifice sentimentul de teamă. Acționează rapid. Fii ferm. Iată 2 lucruri specifice pe care le poți face pentru a-ți consolida încrederea cu ajutorul managementului eficient al băncii tale de memorie. Toți avem o bancă de memorie, nu? Depozitează toate gândurile pozitive în banca ta de memorie. Să fim cât se poate de realiști. Toată lumea se confruntă cu destule situații neplăcute, jenante și descurajatoare. Însă oamenii lipsiți de succes și cei care se bucură de succes abordează aceste situații în maniere complet diferite. Oamenii fără succes le pun la inimă, ca să spunem așa. Ei rumegă situațiile neplăcute, făcându-le astfel să rămână puternic ancorate în memorie. Ei se gândesc tot timpul la acele situații. Înainte de culcare, ultimul lor gând este legat tot de ele. Pe de altă parte, oamenii încrezători de succes nu se gândesc la situațiile respective. Oamenii de succes se specializează în plasarea gândurilor pozitive în banca lor de memorie. Retrage doar gânduri pozitive din banca ta de memorie. Acum câțiva ani am întreținut o asociere bună cu o firmă de consilieri psihologici din Chicago. Cei de acolo au rezolvat multe tipuri de cazuri, dintre care majoritatea au fost legate de probleme maritale și situații de adaptare psihologică, toate acestea fiind corelate cu probleme de mentalitate.
Într-o după amiază, în vreme ce vorbeam cu șeful firmei despre profesia și tehnicile lui de ajutorare a persoanelor inadaptate, el a făcut următoarea remarcă. Și nici n-ar fi nevoie de serviciile mele dacă oamenii ar face un singur lucru. Ce lucru? Am întrebat eu nerăbdător. Un singur lucru, să-și învingă gândurile negative înainte ca ele să se transforme în niște monștri mentali. Majoritatea indivizilor pe care încerc să-i ajut au un muzeu propriu de orori mentale. O persoană își poate crea un monstru mental din aproape orice întâmplare neplăcută. Un eșec profesional, o despărțire romantică, o investiție proastă, o dezamăgire legată de comportamentul copilului adolescent. Aceștia sunt monștri comuni pe care oamenii îi înving cu ajutorul meu, a spus prietenul meu. Sigur, toți avem monștri mentali. Pe scurt, e chiar ușor să uităm lucrurile neplăcute dacă refuzăm pur și simplu să ni le amintim. Evocă doar gândurile pozitive din banca ta de memorie. Lasă-le pe celelalte să dispară, iar gradul tău de încredere în sentimentul că ești în vârful lumii va spori. Atunci când refuzi să-ți amintești gândurile negative, dăunătoare, faci un mare pas înainte către învingerea propriilor temeri. Oare de ce le e teamă oamenilor de ceilalți? Oare de ce multe persoane devin stângace în preajma celorlalți? Ce se află în spatele timidității? Ce putem face în privința ei? Teama de ceilalți oameni e o teamă importantă, însă există o modalitate prin care poate fi eliminată. Îți poți depăși teama de oameni învățând să-i analizezi dintr-o perspectivă adecvată. Dacă ar fi așa de simplu, nu? Iată două modalități prin care poți analiza oamenii din perspectiva adecvată. Fii rațional în privința semenilor. Amintește-ți aceste două aspecte atunci când interacționezi cu oamenii, mai întâi celălalt individ e important. Empatic vorbind, el e important. Fiecare ființă umană este importantă, însă amintește-ți totodată și acest lucru. Și tu ești important. Prin urmare, atunci când întâlnești o altă persoană, gândește întotdeauna astfel. Suntem doi oameni importanți care s-au întâlnit să discute un aspect de care sunt reciproc interesați și de pe urma căruia au amândoi de câștigat. Fii înțelegător, metaforic vorbind, oamenii care vor să te muște, să urle la tine, să se lege de tine și să te doboare într-un fel sau altul, sunt la tot pasul. Dacă nu ești pregătit pentru înfruntarea unor astfel de persoane, ele îți pot afecta simțitor nivelul de încredere în sine și te pot face să te simți complet înfrânt. Trebuie să te aperi de bătăușul adult, de individul căruia îi place să se arate și că e mare și tare. Nu? Așa funcționează? Cred că da. Dacă spune autorul. Psihologii spun că ne putem schimba atitudinea prin schimbări zilnice de comportament. De exemplu, atunci când îți impui să zâmbești, vei simți că îți vine mai ușor să zâmbești. Când te îndrepți din spate și te simți superior față de cum te simțeai când stând aplecat. În ceea ce privește comportamentul negativ, dacă te vei încrunta și vei avea o privire cu adevărat întunecată, vei vedea că îți va veni să te încrunți în continuare. E ușor de dovedit că gesturile administrate conștient pot modifica emoțiile. Oamenii care sunt timizi atunci când fac cunoștință cu persoane noi pot înlocui această timiditate
cu încrederea, săvârșim simultan trei fapte simple. Mai întâi prinde mâna celeilalte persoane și o strânge vigoros. În al doilea rând, o privește pe acea persoană direct în ochi. Și în al treilea rând spune, sunt foarte bucuros să vă cunosc. Aceste trei acțiuni simple anihilează automat și instantaneu timiditatea. Faptele încrezătoare generează o gândire încrezătoare. Așează-te în rândurile din față. Ai observat vreodată când ai mers la diverse evenimente, la biserică, la facultate și la alte tipuri de adunări, că scaunele din spate sunt ocupate primele? În general, oamenii se înghesuie pe rândurile din spate pentru a nu fi prea bătători la ochi. Iar motivul pentru care le este teamă să fie observați este că le lipsește încrederea în sine. Învață să menții contactul vizual. Felul în care privește o persoană spune multe despre ea. Instinctiv îți pui întrebări despre individul care nu te privește în ochi. Ce încearcă să evite? De ce se teme? Încearcă să ascundă ceva de mine? Ce anume tăinuiește? Mergi cu 25% mai repede, un alt tip de acțiune. Obișnuiește-te să vorbești în public, lucru care nu e chiar așa de ușor și la îndemână oricui. Lucrând cu diverse grupuri de persoane, de oameni, mai mult sau mai puțin impozanți, am văzut multe persoane care aveau o percepție ascuțită și o abilitate verbală înnăscută, blocându-se și nereușind să participe la discuții. Nu e vorba de faptul că acești oameni nu ar dori să se implice și să intre în vorbă cu ceilalți. Cel care se blochează la conferințe își spune în sinea lui, opinia mea e probabil lipsită de importanță, dacă spun ceva, probabil că voi arăta ridicol, mai bine tac. În plus, probabil că cei din grup știu deja mult mai multe decât mine, nu vreau ca ceilalți să-și dea seama cât de ignorant sunt. Nu odată cred că ni s-a întâmplat acest lucru, nu? Zâmbește larg. Majoritatea oamenilor au auzit la un moment dat că faptul de a zâmbi le poate conferi un avantaj real în fața celorlalți. Cine nu iubește o persoană solară, nu? Oamenilor li s-a spus faptul de a zâmbi, li s-a spus că faptul de a zâmbi e un medicament excelent pentru deficitul de încredere. Însă mulți dintre ei încă nu cred cu adevărat în acest lucru, pentru că nu au încercat niciodată să zâmbească atunci când au avut vreo temere personală. Acest mic test. Zâmbește! Folosește următoarele 5 proceduri în beneficiul tău. Acțiunea vindecă teama. Izolează-ți teama și apoi întreprinde acțiuni constructive. Lipsa de acțiune, a nu face nimic în privința unei situații, intensifică teama și îți distruge încrederea în tine. Fă un efort mare și depozitează numai gânduri pozitive în banca ta de memorie. Nu lăsa gândurile negative, autodepreciative, să se transforme în monștri mentali. Refuză pur și simplu să-ți amintești de evenimentele sau situațiile neplăcute. Analizează oamenii dintr-o perspectivă adecvată. Nu uita, oamenii se aseamănă mult între ei, mult mai mult decât se deosebesc. Analizează-l pe cel de lângă tine dintr-o perspectivă echilibrată. Este un om ca tine. Încearcă să fii înțelegător față de el. Mulți oameni latră, însă puțin mușcă.
Fă numai acele lucruri care simți că te lasă cu conștiința împăcată. Aceasta previne dezvoltarea complexului otrăvitor de vinovăție. A face ceea ce e corect e o regulă cât se poate de practică în obținerea succesului. Asigură-te că tot ceea ce ține de tine transmite mesajul: sunt încrezător, cu adevărat încrezător. Utilizează aceste tehnici în activitățile tale de zi cu zi și merită să le repetăm. Așează-te în rândurile din față. Stabilește contactul vizual. Mergi cu 25% mai repede. Vorbește răspicat. Zâmbește larg. Dragii mei, acesta a fost capitolul 3 al cărții Puterea magică a gândului. Așa cum spun mereu, ne vom întâlni pas cu pas pentru a finaliza cartea, care sper că vă place, că v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut, vă rog să vă alăturați canalului meu pentru a putea auzi cartea până la sfârșitul ei. Să aveți o seară minunată, dragii mei! La revedere! Mulțumesc!